Bună ziua, copii! Vă salut din nou la lecția de limbă și literatura română. Sunt Natalia Barbarova, profesoară de limbă și literatura română pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Astăzi vă salut la o lecție pentru clasa a patra. La lecția de astăzi vin spre voi cu un coș de flori. Dar știți de ce? Fiindcă subiectul lecției de astăzi este sărbători și tradiții în familie. Și desigur, la orice sărbătoare este binevenit un buchet de flori. Florile sunt diferite, frumoase, deosebite, aromate și gingășe. La fel și voi sunteți atât de deosebiți și variați, încât și cunoștințele voastre trebuie să corespundă. Fiți atenți, fiindcă astăzi la lecție vom numi sărbători și tradiții în familie. Vom învăța unele reguli gramaticale. Vom exersa în baza celor învățate și vom scrie o felicitare. Deci astăzi vom avea o lecție de sărbătoare. Dar mai întâi de toate, ce fel de sărbătoare fără o familie? Mai întâi, desigur, ne vom aminti membrii familiei. Mai întâi de toate, vom numi partea feminină. Bunica, mama, mătușa, nepoata, sora, verișoara. La fel și partea masculină. Bunicul, tatăl, unchiul, nepotul, fratele, verișorul. Am să vă rog să opriți videoul și să numiți singuri încă o dată aceste cuvinte, dar am să vă rog și să descrieți familia voastră. Cine sunt membrii familiei voastre? Pentru aceasta aveți nevoie de un suport. Următoarele cuvinte vă vor ajuta. Bunica mea sau mama mea, mama ta, mătușa noastră, nepoata voastră, sora sa, verișoara mea și așa mai departe. Toate aceste cuvinte pot fi potrivite între ele și, desigur, vă pot servi un suport. Pentru masculin, la fel, vom descrie astfel. Bunicul meu, tatăl tău, unchiul nostru, nepotul vostru, fratele său, verișorul meu. Ați observat că ele se pot schimba între. Noi putem să alegem ceea ce este nevoie. Ca să ne convingem că am înțeles despre ce este vorba, să exersăm împreună. Vă îndemn să deschideți caietele de lucru și să scrieți aceste propoziții în caiet, potrivind cuvintele lipsă necesare. Și vă propun un model. Bunica mea este bună. Bunicul meu este serios. Cum veți potrivi? Să vedem. Tatăl meu este inteligent. Aici putem să potrivim și alte cuvinte. Tatăl tău, tatăl nostru, tatăl vostru. Important este să alegeți substantivului la masculin cuvântul care este la masculin. Mătușa noastră este veselă. Mătușa ta, mătușa mea, mătușa voastră și altele. Fratele tău este mic. Aici se potrivesc și alte cuvinte. Fratele nostru, fratele vostru, fratele meu, fratele său și așa mai departe. Sora voastră este cu minte. Deci sora mea, sora ta, sora noastră și altele. Nepotul său este harnic. Și aici putem să potrivim și alte cuvinte. Nepotul tău,
Nepotul meu, nepotul nostru, nepotul vostru. Și ultima este mama ta, este grijulie. La fel putem să utilizăm mama noastră, mama voastră, mama mea. Vă îndemn să scrieți în caietele de lucru cele care vă plac și cele care le-ați potrivit independent. După ce ați realizat sarcina și ați văzut care sunt cuvintele potrivite, să vedem. Avem niște baloane. Ca la orice sărbătoare, trebuie să fie multe baloane colorate. Dar de ce culoare vor fi baloanele astăzi? Dacă nu ați înțeles nimic, alegeți balonul de culoarea roșie. Dacă mai aveți unele întrebări, alegeți balonul de culoarea galbenă. Și dacă v-a reușit, înseamnă că la sărbătoare vor fi prezente baloane de culoarea verde. În continuare vă propun să ne amintim sărbătorile și tradițiile din familie și vom începe cu ziua de naștere. Tradițional, ziua de naștere este sărbătorită de toată familia. În această zi, persoana sărbătorită este felicitată de cei dragi și în dar îi se aduc cadouri, se fac surprize și, desigur, un tort deosebit și lumânări. Următoarea sărbătoare este ziua familiei. În Republica Moldova, ziua familiei este marcată pe 15 mai. De obicei, în această zi sunt mai multe evenimente culturale, concursuri la care participă întreaga familie. Aceste concursuri dau dovadă de o familie unită, prietenoasă, precum sunt familiile din Republica Moldova. Următoarea sărbătoare este ziua femeilor sau 8 martie, cum o cunoaștem. Această sărbătoare este marcată primăvara și în această zi toate bunicile, mamele și toate fetițele de pe întreg globul pământesc sunt felicitate. În dar li se aduc flori sau mici cadouri, surprize confecționate cu mult drag de cei ai casei. Următoarea propoziție sunt Sfintele Paști. Este o sărbătoare religioasă și de obicei este marcată și sărbătorită primăvara. Această sărbătoare este deosebită prin faptul că la masa de sărbătoare se adună toată familia și toți împreună ciocnesc ouă roșii sau ouă încondiate cu drag de cei care au pregătit masa și se spun cuvintele Hristos a înviat și răspunsul este adevărat a înviat. Și ultima sărbătoare care adună toată familia la pomul de Crăciun și este așteptată cu mult drag este sărbătoarea de Anul Nou și sărbătoarea Crăciunului. Aceste două sărbători sunt foarte apropiate prin faptul că toată familia se adună la pomul de Crăciun, își doresc unii altora sănătate, bucurie, fericire. Ei își doresc nu numai în ziua aceea, dar pentru un an întreg care urmează. La această sărbătoare, de obicei, toți primesc cadouri. Și, desigur, ce fel de sărbătoare fără o masă de sărbătoare. Dar astăzi, mai detaliat, vom vorbi despre ziua de naștere și ziua numelui, sau ziua onomastică, cum îi se mai spune. Ziua de naștere este ziua în care s-a născut o persoană, s-a născut un copil. Ea poate să fie orice zi din an,
Eu cred că voi toți cunoașteți ce este o zi de naștere și așteptați cu mult drag, fiindcă în această zi aveți un tort de sărbătoare, aveți lumânări, aveți baloane și, desigur, multe cadouri deosebite. Ziua numelui sau ziua onomastică este ziua în care se sărbătorește un anumit sfânt al celui care poartă numele. Este o sărbătoare mai modestă, dar totodată sărbătoritul sau omagiatul poate fi felicitat cu un cadou și cu o surpriză plăcută din partea celor apropiați. Diferența este că ziua de naștere vă face pe toți cu un an mai mare, dar ziua numelui deloc. Și asta este tot interesant. În continuare, vă invit la ziua de naștere a lui Costel. Examinați cu atenție această imagine. Cine este în imagine? Ce se sărbătorește? Câți ani împlinește omagiatul? Cu ce au venit invitații? Dacă este nevoie, opriți videoul și examinați cu atenție această imagine pentru a putea răspunde la toate întrebările adresate. După ce ați examinat cu atenție imaginea, vă îndemn să rețineți și să vedeți întrebările din imagine pentru a putea răspunde la ele. Cine este persoana sărbătorită sau persoana omagiată? Cine a venit la sărbătoare? Ce oaspeți sunt invitați și ce daruri primește persoana sărbătorită? Copii, dar voi pe cine invitați la sărbătoare atunci când sunteți omagiat? Puteți să spuneți și ce daruri primiți și cum vă sărbătoriți ziua de naștere? Haideți să vedem mai multe informații despre Costel care dorește să ne spună și la ce dată își sărbătorește el ziua de naștere. Mă cheamă Costel. Eu m-am născut la 3 iunie 2010. Am 10 ani. Astăzi îmi sărbătoresc ziua de naștere și ziua onomastică. Îmi aștept cu nerăbdare oaspeții. Vedeți că Costel are o sărbătoare dublă astăzi, fiindcă în data de 3 iunie se sărbătorește Sfântul Constantin. De aceea și Costel are o sărbătoare dublă. El a devenit cu un an mai mare, fiindcă are ziua de naștere și astăzi el sărbătorește și ziua numelui. Încercați și voi să spuneți când v-ați născut, când vă sărbătoriți ziua de naștere și când sărbătoriți ziua numelui. În continuare am să vă propun să observați și să rețineți următoarele structuri gramaticale. Pentru aceasta am ales verbul a felicita. La întrebarea ce făceam, răspundem în felul următor. Eu felicitam, tu felicitai, el ea felicita, noi felicitam, voi felicitați și ele felicitau. Dacă vom adresa întrebarea ce am făcut, eu am felicitat, tu ai felicitat, el ea a felicitat, noi am felicitat, voi ați felicitat și ele au felicitat. Observăm că terminațiile din prima coloniță au trecut înaintea verbului în colonița a doua. Lucrul acesta este datorită întrebării pe care noi am adresat-o. Ce făceam? Acțiunea este în trecut, dar ea este nefinalizată. Ce am făcut? Acțiunea este la fel în trecut, dar ea este finalizată. Rețineți aceste structuri
Și nu uitați să notați în caietele voastre de lucru pentru a învăța și a utiliza în continuare în propoziții. Acum am să vă îndemn să urmăriți cu atenție și să completați următorul dialog. Noi știm că la ziua de naștere a lui Costel au fost bunicii. Să-i întrebăm cum ați sărbătorit. În imagine avem doar întrebări. Răspunsul am să vă rog să-l dați voi în căietele voastre de lucru. Datorită faptului că veți răspunde la întrebări, noi vom obține un dialog complet. Când sunteți gata, noi verificăm împreună. Acum vă îndemn să opriți videoul și să realizați sarcina în caiet. Pentru a verifica, vă rog frumos să fiți atenți și să corectați în cazul în care ați comis unele greșeli. Unde ați fost ieri? Am fost la ziua de naștere a nepoțelului. Câți ani a împlinit el? El a împlinit 6 ani. Ce i-ați dăruit nepoțelului? Noi i-am dăruit un tort gustos și jucării. Cum s-a simțit nepoțelul? El s-a bucurat foarte mult. Verificați dacă dialogul vostru corespunde cu al meu. Eu sper că răspunsurile voastre sunt și mai complete și mai frumoase. Pentru a exersa, eu vă îndemn să examinați imaginea și să improvizați în caietele voastre de lucru, la fel un dialog. Pentru aceasta va fi nevoie să răspundeți la următoarele întrebări. Unde a fost familia? Ce a sărbătorit? Și ce i-au dăruit omagiatei? Desigur, imaginea cu fetița cu baloane ne sugerează că omagiatul este o fetiță. Puteți să-i dați și un nume și, la fel, puteți să vedeți și familia, cum îi cheamă și așa mai departe. La orice sărbătoare este binevenită și o felicitare. Eu vă îndemn să învățăm împreună să scriem o felicitare. De aceasta avem nevoie de textul felicitării. Vă propun ca model următorul mesaj. Dragă Sânduță, te felicit cu ziua de naștere. Îți doresc multă sănătate, succese la învățătură și să ai cei mai buni prieteni. Cu drag, verișoara ta, Anișoara. Acesta este un mesaj model. Eu vă îndemn pe voi să scrieți un mesaj de felicitare pentru membrii familiei cu ocazia zilei de naștere. Și atunci când veți avea această ocazie, neapărat să le aduceți în dar această felicitare. Nu uitați, felicitarea să aibă o adresare, un conținut cu ce îi felicitați, ce le doriți și neapărat din partea cui este mesajul de felicitare. Astăzi împreună cu voi, la lecția noastră de astăzi, am numit sărbătorile și tradițiile din familie. Am învățat unele reguli gramaticale. Am exersat în baza celor învățate și am scris o felicitare. Fiecare dintre voi își sărbătorește anual ziua de naștere. Eu vă doresc, în acea zi deosebită, să primiți în dar nu doar cadouri foarte scumpe și mult dorite, dar să primiți și atenția, bucuria celor dragi, să fiți întotdeauna mulțumiți de faptul că ați făcut o faptă bună, să fiți întotdeauna sănătoși, binevoitori și cei mai deștepți. Eu vă doresc o zi frumoasă, la revedere!